Avertismentele date, aplicate în zone și locații diferite, arată că polițiștii locali tratează cu maximă seriozitate noul act normativ și nu se fac niciun fel de diferențieri. Având în vedere că sancțiunile prevăzute în legea privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, atât pentru persoane fizice cât și pentru cele juridice, sunt mari, încercăm la nivelul comunității să prevenim posibilele abateri. Poliția locală Galați precizează însă că aceasta este o primă fază în care sancțiunile sunt un avertisment, urmând ca la o a doua abatere să fie aplicate amenzile prevăzute în legea 349. Weekendul care s-a încheiat a fost primul în care fumatul a fost interzis în anumite spații, iar polițiștii locali au vizitat restaurantele și terasele, iar acolo unde au constatat că nu se respectă legea, au dat deocamdată doar avertismente. Polițiștii locali de la nivelul municipiului Galați au tratat și tratează cu maximă seriozitate legea 349 care a intrat în vigoare. La început, oamenii legii sunt mai indulgenți, având în vedere că dăm doar avertismente scrise. În acest caz pot să vă spun, avem 8 avertismente scrise date atât persoanelor fizice cât și la 2 societăți comerciale. Vorbim în cazul persoanelor fizice de cetățeni care fumau în diverse locuri unde fumatul este interzis și pot să vă spun aici locul de joacă din Parcul Viva, de asemenea stația de autobuz din zona Potcoava de Aur, Micro 17, avem piața din Micro 17, dar și piața centrală. În cazul societăților comerciale vorbim de 2 societăți din piața Micro 40. În continuare, oamenii legii sunt în teren și la a doua abatere vreau să vă spun că vom aplica într-adevăr sancțiunile prevăzute în legea 349. Agenții economici trebuie să fie foarte atenți în ceea ce privește respectarea legii, deoarece ei pot primi amenzi usturătoare. Atenție! În cazul în care proprietarii de restaurante amplasează așa numitul loc pentru fumat pe domeniul public și nu au autorizație, ei pot fi sancționați conform legislației în vigoare.